Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de Man on Lord la Games. Dragilor, tot am spus și am repetat că orice decizie în jocul ăsta va afecta economia jocului pe viitor, așa că am făcut și cu o boroboață. Plângeam în episodul trecut că nu vine nimeni să cumpere materiale de aici. Motiv era simplu, pentru că nu era aici un trader. Mi-a dat să aduc o filmare și de asemenea am primit și am dat reacție o confirmare pe subiectul ăsta, da? Trebuie un om să vină din sat să adune materialele și să le pună spre vânzare la comerciații care vin de regulă pe aici. Bun, a renunțat și la armata de mercenari pentru că n-am bani să o plătesc chiria, să așa, și prefer să mă pregătesc, cum spune, cu armata proprie până când vine raidul. Da? Avem aproape un an de zile să facem treaba asta. Cum facem treaba asta? Luăm, vindem. Și cu banii cumpărăm arme, tatea. Deci vreau să cumpăr, cum spune, suliți și să fac, cum spune, astea, scuturile astea mari și cu arcurile să le fac în sat. Asta este șchița. Bun, ce mai pe aici? De asemenea, vreau să mai fac un pic și de cum spune, sistematizare, dacă pot spune așa. Ați. Vreau să merg pe aici, ați. Da? Pentru că aici vreau să construiesc, o să pun astea de cărat, tati, cu văcuțe, că am nevoie de foarte multe. Văcuțele astea cu oamenii din dotare, cară lemne, tati. Deci cară lemnele astea, buștene astea mari. Pe de-o parte e cară și aici, pe de-o parte e cară și cară și aici. Pe de-o parte cară și aici și de asemenea cară și la construcție, așa că am nevoie de foarte multe stații de încărcare. De ceva de genul ăsta, stații de încărcare, descărcare pentru sat, da? Am făcut și levelul, schimbare totală de strategie, v-am spus, pentru că am luat bătaie și atunci am schimbat un pic strategia. Voi merge așa, da? Nu mai mergem pe cărbune, poate chestii, merg pe ăsta. De ce merg pe ăsta? Spune așa. Dacă activezi bucata asta, îți spune că orice rută comercială costă maxim 25, da? Ei, avem și costă și cu asta, deci pentru economia jocului, bă, este foarte important asta. Și de asemenea asta îți spune că reduce cu 10 prețul la import, da? Deci am mers direct pe trading, da? Pe vânzare. Acum dacă ne uităm aici la trade, Toate rutele comerciale costă maxim 25 de coroane locale, da? Și de asemenea a scăzut și prețul la importul, da? Asta pentru ca să facă rost mai repede de arme și să vând mai repede marfa, da? Asta e schimbarea de strategie, v-am spus, radical schimbăm strategia. Mă interesează totuși pe aici să mai facem rost de ceva bănuți ca să mai dăm drumul la... De asta pot să fac și să măresc un pic... Să desem pe aici, mai pun niște case, ia, cum stăm la case. Mai poate să vină. Avem o tabără aici, destul de mulți, deocamdată nu am armat suficientă pentru dâns și stăm cu mici deocamdată. Dar o să mă ocup și de ei la un moment dat, ca să-mi fac acolo sus puncte și în felul ăsta să crească influența către altă provincie, tată, să-mi iau altă provincie. Bun. Dăm un pic timp înainte ca să facem un pic de bănișoar, zic. Da, acum teoretic ar trebui să se vândă. Vindem scândură și vreau să cumpăr capre, să vindem și piele de capre, tată, da? 49. Aici punem o capriță frumos. Aici punem o capriță frumos. Aici nu mai avem bani de căpiță, mai așteptăm un picuț ca să facem rost de bănuți, zic. Da, deja avem aici, avem găini. Aici o să punem legume pentru mâncare, în bucata. La fel și aici. Da, ca să fie treaba bună. Și vreau să mai cumpăr... Aici să facem arcuri, da. Spuneam că facem arc. Pe lângă, aici avem capre, aici avem capre, aici avem găini, aici avem, mai trebuie o casă, pentru asta am trebuit să facem scuturi. Asta o să dăm să mărească, tati, și o să dăm
la maxim să fac asta prima dată. Da? Ne înarmăm. Cumpărăm suliți, da? Și scuturile fac eu și cu, cum îi cheamă, și plus astea, plus arcurile. Da? Mai luăm, facem asta upgrade cu asta, ca să mai luăm o văcuță, zic. Putem să avem, am 4 locuri, da? Bun. Mai cumpărăm o făcuță ca să putem să care. Și aici nu avem oameni, nu avem oameni. Nu scoatem niște oameni, tate, de la de aici, de la lemn. Deși am nevoie de lemn acolo. Pentru construcții, dacă trebuie, pentru cartier. Da? Pentru șantier, cartier. Asta să mărești pe asta la un moment dat, nu e problemă. Vine bănuțul sau nu vine bănuțul? Ia să vedem. Da? Vin, deci să vindem de aici. Dacă vindem și cumpărăm și asta pentru piele, nu, deocamdată nu. Asta pentru piele, deci să cumpărăm. Da, aici facem asta, atunci avem piele de asta, dați așa un picuț. Facem aici. 2 secunde, avem deja 4 piei, cumpărăm și ruta asta comercială și putem să dăm un export exact la 4, da? Ce e peste să, cum îi spune, să exporte. Da? Mi-a apărut încă un mercenar aici, avem 10 din ăștia deocamdată, puțin totuși. Și vreau să facem și arcași, da? Da? În momentul care sunt gata arcurile. Aici avem unul care duce, sper să nu speriem animale să mute. Ați plecat și voi la muncă totuși. Ia. Avem deja bănuți, avem mai bine bănuții, 32 avem acolo. Totuși va trebui să cumpăr și asta, ruta asta cu suliți. Să fac și asta un mic import. O să iau 3 deocamdată pentru început, așa, să facem câte 3. Ăștia ne atacă pe noi, e treaba bună. Bă, așa trebuie să ne ocupăm de bandiți ăștia pe aici pe undeva. S-au dus așa, au fugit. Pe aici erau niște bandiți la un moment dat. S-au dus. Că vreau să-i calc un pic. Vreau să-i calc un pic, să fac un pic de puncte, tati, de că asta, ca să pot să-mi revendic și eu. Să duc în treaba lor acolo, n-au nicio treabă cu mine. Băi, ciudat că nu mai văd... Nu mai văd tabăra aia. Că vreau să mă duc eu un pic la trântă. Vedem după aia. Bun. Continuăm un picuț și aici în sat. S-a făcut casa. Aducem ceva case, că avem nevoie de... Nu, pardon. Avem nevoie de case pentru... Cum îi spun? Pentru armată, dar și pentru industrie aici. Ați. Aici nu avem bani de nimic deocamdată. Aici facem legume. La asta stăm 12 luni la mâncare, 7 luni la lemn, tati. E bine. Aveți și level 2 la încăuza asta ca să facem rost de bănuți. Ca să faci următorul level, trebuie să fac 7 case de level 2 și 3 case de level 3. Deocamdată stăm puțin acolo, deci n-avem treabă. La armată, aștept să apară arcul. Mai punem, uite, băi, am pus, nu mai știu că am pus asta. Uite, de-abia acum e gata de făcut arcul. Mă interesează totuși dacă am pus pe ăla să-mi fac scuturi. După haide asta. Că acum îl pune. Deocamdată stăm cu minte aici. O să mai pun niște legume, dar nu mai am bani de treaba asta. Hai. 325 de zile mai sunt până la atac.
Bine, gata, asta să fac și eu aici frumos. Nu mai am, n-am de bani pentru asta. În care? Da, uite cum am două vaci în sat care pot să care. Asta e la urmă lăsat. Hai, tati. Și am să ce scutele mari, așa tati. Da, deci acum să avem așa. Pentru pedestrași ăștia, scuturile facem noi, sulițele le importăm, tati. Deja avem și 6 arcași, da? Deci treaba e bună, ne înarmăm ușor, ușor. Până la ora atacului să fie treaba bună. Doar că mai trebuie să mai cumpărăm noi niște capre. Ca să fie, cum îi spune, mai mulți bonus pe aici. Mai multe pentru export. Da, am început pe capre aici frumos. Am pe capre frumos. Nu avem treabă cu deocamdată cu asta. Sau cum am armată să ne băgăm la treaba asta. Da? Și aici avem noi scuturi, tati, da? Deci aici avem căprițe, facem și asta, da, va trebui totul să mă aduc ceva oameni pentru scândură. Aici maxim la scândură, la lemn încă mai avem, stăm bine, aici mai trebuie să mai punem noi ceva, pentru că asta puțin ca rău la asta, cum îi cheamă, la lemn de foc. Da, pe aici zona industrială cât de cât. Bine. Toată șmecherea este să mă dezvolt foarte mult economic, să fac rost de cât mai mulți bani, ca să am armată. Da, armata proprie pe care să o mobilizez în timp de atac. Da, ca să fie treaba bună. Deja pe aceea sunt carte mai șmechere de level 2. Ia uite-le. Da. O, dacă mă uit un pic aici, deja am 14 arcași. Mai fac o divizie de arcași. Am două divizi de arcași ca să fie treaba bună, da, ca să pot să-i învăr pe front. Ăștia avantajul lor se trag de la depărtare și mai moaie. Și mai este mai un avantaj, sunt foarte, foarte rapizi, da, adică pe deosebire de ceilalți, ajung mai repede la... Totuși am rămas cu gândul la tabăra aia bandiților pe care nu mai văd. Seamănă cu asta, dar nu... Deci, uite-o aici. Dar nu mai sunt băieții pe aici? A rămas doar tabăra. Aș putea să o atac doar pentru... Am 14 arcași. Aș ataca-o doar pentru bani. Mai e un pic de mers de aici. Era bună treaba, dar e departe. La bani cum stau bine. Dacă ne uităm acum la 3 de aici. Ne-au adus, uite, ne-au adus sulițe, asta e bine. Dacă trebuie acum să facem rost de oameni, tati. Aici e marketul. Uite, aici fac case pe aici. Facem așa. M-aș putea să așez eu pe asta ca să fie treaba... Ia. O dată aici. Așa tătuțul, e bine așa, e ghini. O dată așa, e ghini. E ghini, așa tătuțul, da? O să avem mai multe case prin zonă pe aici. La bănuți avem 21. Mă trebuie să dacă la piei stăm mai bine, spune să exportăm mai mult. E deja 0. Am nevoie de mai mulți
Astea sunt aici, am full. Ia. Mai luăm o făcuță în schimb. Câte am acum? Pot să aduc 4. Da? Și am 2, mai vine acum 3. Doar că... Să pun aici niște oameni, dar să mai scot undeva, mă. N-am să construiască, eram sigur, o de la lemne. Hai că acum o să vină să-mi facă... Bă, dar scu... A, s-a dus aici. Așa să se care. Nu scot, dar ascundă, că ascundă am nevoie pentru... Asta, ia să facem așa, poate mai apar oameni de timp în sat. N-am pentru construcții. Știu, 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 dar poate vine un nene. Am aici, avem casele, avem locuri de loc, avem locuri de loc, uite, auzi. Avem locuri în suficient în sat. Am arme, dar nu am, cum îi spune, am pentru ele. O scot de unde o scot unul, mă, la construit. Hai scot unul, ascunde și nu prea îmi convine, dar măcar să nu se scoate aici cât de cât. Da, deja avem acum, ia. Deci avem doi de care cară, nu? Așa am văzut cu vaca acolo. Dar mai bun acum. Ia. Ce vine o casă. Aici aduc o casă. Acolo e biserica. Parcă așa am văzut. Uite unul aici, uite, uite al doilea. Da? Să vină și a treia vacă. Să le care mai mult în sensul ăsta. Că trebuie aici unul. Mai trebuie unul. Da. Am făcut-o cu o casă. Avem un, doar unul a construit acolo. Hai tati. Bănuți, bănuți în banii mai am. Am venit o familie, asta e bine. Îl bag aici la... Uite aici. Unul bag aici la cărat. Asta am pe al treilea. Da, să fie trei la... Uite, unu, doi. Și al treilea. Uite, pe al treilea. Unu, doi. Trebuie să fie și al treilea. Deci una aici, una aici. Da? Unde e o băcuță de asta? Că nu văd. Trebuie să fie o numărătoare. Bă, aici tot să văd ceva aici. Va trebui să construiesc, va trebui să aduc cu oameni, să construiesc forestul ăla, ca să facă lemn înapoi. Unu, uite unul aici, unul aici. Doi aici. Tu nu-i semn a treia, a? Uite unul aici. Unul aici, vine din spate cu văcuța. Nu văd a treia văcuță, nu văd. Uite una aici. Tot nu iesim la scoteală. Sunt doar două. Deci una și asta e a doua. Dar nu văd pe a treia. Era pe aici pe stradă asta, da. S-a întors pe partea altă. Asta e, hai să vedem. Sunt doar două, da. Poate că n-a venit... Cred că n-am venit băcuța, poate pe drum. Zic și eu, nu știu. Dau cu părere. Bun. Cum stăm la armată? Ia să vedem. Avem 20 de arcași deja. Am început să facă și miliția. Da, avem deja 20 de arcași. Asta e bine. Am avut încă o familie la noi. Asta e și mai bine. Încă o familie a venit. O să pun aici la până scândru, că am nevoie pentru asta. Pentru scândru trebuie și la scuturi, trebuie și la arc. Să face treabă. Cu mâncare, cu tot ce trebuie. Eu cu ochii de...
Uite, acum vine măcuța. Ia, mă, ia. Una. Două. Asta vine din jos. Trei, mă. Uite-le, mă. Uite, acum ies. Uite, una. Da? A, e tati. Da? Și acum cărăm cu trei văcuțe. Cărăm, deci mai trebuie să aducem. Dacă facem rost de bănuți, mai băgăm aici. Mai luăm una. Mai luăm aici încă un... Da, încă n-am. Dacă am spăvit văcuța, după aia îi dăm și omul. Da? Să cărăm cât mai repede materiale, tati. Cum am zis, e foarte important în economia jocului și logistica, mai ales la bătaie, da? La război, logistica e cea mai bună, cea mai importantă, pentru că, fac ce ai văzut, e și importantă, pentru că te asigură materialele în timp bătălii, da? Deci, s-a pierdut război și s-a câștigat război datorită logisticii. Așa și noi, dacă ne prindem de tăpă aici, ia, avem 22 de arcași și 13 de ăștia, de asta stăm bine. Le pregătim totuși. Eu aș mai face o, ia să vedem, aș mai face un de-asta. Să avem mai, facem două de-alea, să fie treaba bună. Ne uităm aici la trade, ca să vă spun, stăm la piele, dacă mai putem vinde piele mai mult, avem 4 și putem vinde doar una. Nu la asta, la asta este maxim. La asta este maxim. Văcuțele care pe aici, avem deja un om, să punem aici la problemă, da? Și avem acum, a trebuit să avem 4 văcuțe pe problemă aici, să mergem la cărat. Avem și capre. Bani mai aveți, mai cumpărăm capre, nu prea mai am bani. Ia. Ia uite-i. Uite-i ea. Ați. Aici s-a început ușor și să ia amploare. Doar că v-am zis, pe toată strategia m-am băgat un pic pe finanță, pe finanță, să cumpăr și de asemenea să vând. Și cu banii să-mi fac armata, pentru că asta este cea mai de auz. Lumea pe aici fluieră, uite căprițele. Uite, capre pe aici. Asta le dau direct piele și pielea o vinde, tati, o tăbăcim și o vinde, facem un ban grămadă. Ia. Mai dăm puțin timp înainte, este iulie, mai sunt 200 și ceva de zile până la asta. Armata, avem 8 cu 7, 2 cu 9. Mai trebuie ceva, dar stai să mai facem ca să fie gata pe aici. N-avem, asta fac aici de legume, ca să am mâncare. Asta pot chiar să omorez, dar deocamdată las așa să nu blochez astea, cum îi cheamă, vacile în care. Da, deja e casa gata. Ideea este că să vină mai mulți oameni ca să facă aici armată. Da, deci avem, facem așa, că stă așa un pic. Deci facem o dată, 1, 2, 1, 2, ca să fie cât de cât bine, da? Să fie cât de cât egal. Și avem 4 divizii pe care trebuie să le facem. Băi, va trebui să pun și o de asta, nu prea mai am oameni. Vreau ce să leg, asta la intrarea la biserică aici. Așa, tati. Că pe aici vreau să mai pun de asta de cărat. Gata casele, sunt gata casele, asta ideea e că dacă vin mai mulți oameni, să băgăm aici în armată. Că problema este că avem, am, cum îi spune, am arme, dar nu prea am, cum îi spune, nu prea am... E gata, tati, o nouă familie s-a alăturat. Mamă, cum să vin bani și nu pleacă banii v-a fost... Ia să vedem aici. Lucrul de-alea larg și nu prea am. În schimb, am 18 arcuri. Asta e bine. Dacă facem mai multe la un moment dat, mai și exportăm. Vreau să pun un de-asta, mă, de făcut. Tot așa, un picuț.
Fără satul ăsta. Bă, sper să nu cadă... Ia. Sper să nu prea, să nu dărgeți animale în partea altă. Sper să nu cadă fulgerul pe casă. Pe aici. Da, nu-i punem nicio prioritate la casă, să facă întâi ce are pe aici de făcut. Avem casele, ia. Dar avem bani. Hai să cumpărăm niște capre. Uite, uite, uite banii. Uite banii. Și mai putem cumpăra capre. Avem capre la greu aici. Uite, vine câte ceva. A făcut și ăsta. Trebuie să băgăm aici măcar unul. Și de aici să punem așa. Advance. Îi ținem pe control apăsat și mărim zona asta și facem așa în spate aici. Ca să cultive, ca să cultive copaște în zona asta, ca să nu mai meargă prea departe ăștia după lemn. Asta e ideea. Bun. Casele pe aici și stau bine. Ia să uităm un pic cum stăm la armată. 17 la miliție, dacă o spun așa. Și 18, avem 18 arcași. Uite, mai vin oameni cu 20 de arcași. Da? Dacă mai vin oameni în sat, asta e bine. Dacă facem o demază, mai cumpărăm văcuțe, tati. Sau văcuțe și capre. Deci asta, cumpăr capre și vaci. N-avem bani deocamdată nimic aici. Băi, dar nu mai știu pe unde e pus... Stai, face arcul. Care făcea ăla, mă? Asta face. Ia. Unde sunteți voi? Aici. Bun. Hai să începem bătălie, să probăm un pic armata. Da, teoretic avem forțe suficiente. Ia. Pardon, de la emoțiune. Hați. Gata, dat. Facem un pic de puncte acolo și după aia, cum îi spune, ia. Să adună băieții aici. Asta pe unde vine armata asta, ia să vedem. N-ai treabă cu noi. Asta e bine. Să-și vadă treaba lor că noi avem treabă cu bandiții, tate, nu cu armatele astea. Bun. Bang. Ne ducem până aici. Dacă dăm cu viteză frumos. Au plecat de acolo. Mai vine familia, asta e bine că vin familii pe aici. Aici e full. Aici avem lemne suficiente, nu-i problemă. Aici avem. Mă interesează totuși. Aici avem. Hai să mai cumpăr o de-asta, tate, făcut de-asta. Pe logistică. Una văd să vă puță, tate. Frumos. Și dau și la... Hai. Unde a ajuns armata? Dacă băieții deja s-au dus la trânt aici. Dar un pic să nu văd că sunt băieții. Au ajuns primii arcașii. Totuși să nu... să-i forță sparcași. Nu, bă. Ia. Au zis așa, întâi așa că până vin ăștia.
pic de retragere. Dacă, dacă trăștea. Dacă au obosit, nu? Ne arunc divizia asta, că... Ia. Aici regrupare în partea asta la altă, că îi bag infanteria în față. Dar pe aceste copaci trag ăștia, dați așa un picuț. Dacă îi bag și pe ăștia, și pe ăștia. Îi facem așa un pic de, din, un pic de cercuire. Hai, tati. Dacă mai sunt 9, noi suntem 18, trebuie să-i batem pe ăștia, ca și nu s-au dus. Ia. Până vin arcașii. Nu dubă să-i... Hai, tati. Împinge. Împinge. Cât mai sunt? Oh, mai sunt 10. Mamă, ce bătări dau aici. Mai sunt 8. Eu am 2 divizii, dar... Gata. I-am bătut toate. I-am bătut, tati. I-am bătut, am făcut 1300. Păi mi-a interesat să-i lejefuiesc și... tabăra. Gata, tati. Ăștia n-au treabă cu noi. N-au treabă cu noi aici. Hai să duc ăștia după... Ăștia sunt pe aici toți, armați... Unde, mă? Stai un pic așa, că vreau aici niște arcași. Ăștia sunt arcași, mă? Ăștia sunt arcași, că ăștia merg mai repede. Hai. Ia. Îi băgăm în trezorie frumos. Și ne ducem acasă. Dar facem așa, bine. Tot aici, direct acasă. Că în caz de vină ăștia, mai sunt 150 de zile până la atac. Am rămas un pic pe arcaș. O să-l ca și prea, adică m-am dus prea rău de bătaie, trebuie să las un pic să... să bag întâi infanteria în față, după aia arca și... Nu m-am... Da, e bine că i-am bătut, asta e important. Cine are pe aici mai multe pe stoc? Mai luăm, o băcuță. La asta îi dăm upgrade ca să pot să fie doi aici frumos. Ce nu avem? Nu prea avem combustibil, nu prea avem lemne. Atunci ar trebui să punem aici încă doi oameni, așa, tati, ca să fie treaba bună. Lemne avem suficiente, doar că trebuie să mai care văcuțele pe aici. Bani mai avem să mai cumpărăm și pe undeva pe aici pe o capră. Aia, tati. Să mai mergem aici la trade, să mergem aici la... la... piele. Deocamdată nu avem piele. Da? Avem de-asta. De-asta nu o vin deocamdată ca să putem să... cum îi spune? Să tratăm să facem mai mulți bani cu ea. Nu? Zic și eu. Ca să facem upgrade la case, trebuie biserică și mai trebuie church level și pe aia încă un timp de haine și tavernă. La 2. Las-o așa deocamdată cum a picat. Ia. S-a întors și armata victorioasă.
Mai sunt 100 de zile până la atac. Ăștia i-am dus apoi la muncă. Ăștia l-au spus aici, nu? De ce tot mai acolo, mă? Eu dau să duc, da? Eu îi pun să vin aici. Să duc în partea asta la altă. La lemne cum stăm, la foc? 2 luni, mâncare 4 luni. E un pic probleme și la mâncare. Mai construim pe aici, 2 secunde. Facem așa. Mai punem pe aici un drum. Și construim pe aici casă. Rezidență. A, dar aici sunt, iată, așa un pic, n-am făcut bine. A, este. Da, avem nevoie de cât mai mulți, să aducem cât mai mulți frumos în sat. Și de asemenea să mai punem pe aici, pe acolo. Aici sunt 2. Aici sunt 2. Aici mai trebuie 1. Avem 5 și 5 mii de transport, dacă pot spune așa, să mai zic băcuțe. Iarna, winter is coming. S-au întors. Unde au rămas ăștia, mă? A rămas fără combust, fără... Cum a rămas fără ăsta, mă? Mamă, mamă. Poți să dau... Poți să dau ceva cu urgențe pe aici, să vedem de unde e moliș. Deci nu mai am prioritate... loc pe ăsta. Dacă ăștia care cu vacile care pentru casă aici. Ia. Mai vii tu, nu? Asta e bine. Bani mai aveți și noi pe acolo? Avem tot așa, s-am făcut cât de cât arcași înapoi. Bă, dar ăștia au ajuns. Și ăștia acasă acum, ușor, ușor. Mamă, deci și... Destul de complicată treaba avem. Ia. Avem 30 de arcași acum, cât de cât, dar nu prea avem... Cred că nu avem bani aici. Ia să mă uităm la suliți. Nu avem suliți. Ce mai important, mă, e să vedem. Dacă scoți că... A doar 3 de astea importăm, tate, nu și exportăm piele de asta avem? Nu avem. În schimb avem de asta. S-a mutat familia, asta e bine. De ce stă asta la... A. Stă vaca aici, la garaj. De ce nu cară și ea? Bun. Dragilor, gata, cam atât pentru astăzi, ca să nu mai lungim. O mică problemă majoră. Nu avem lemne de foc. Pentru bine, trebuia să merg la un moment dat aici, zona asta, către cărbune și scăpa mai ușor un lemn. Făceam 2 daie de cărbune și era mult mai simplă treaba, dar am ales să merg pe filiera asta de a, cum îi spune, de a face trading, da? În sensul că aici 25 costă maxim cursa de cursa comercială, iar aici ne-a scăzut prețul cu 10% la fiecare produs de import. Aici sunt scheze blocate pentru că e în early access, deci probabil că o să mă amuzi pe aici una alta și pe aici pe toată zona.
Bun. Încă 100 de zile până la... Asta mai avem, până la, cum îi spune, până la raid. Sper eu să reușesc să-mi adun armata până atunci și să fac față raidului. O să-mi dau o bătălie undeva în afară, ca să am timp să mă regrupez în sat. În caz de, în prima rundă, zic așa, o iau în freză și după aceea văd dacă reușesc să, cum îi spune, să-i opresc. În felul ăsta, dacă îi bat, fac aici puncte și poate cu punctele alea o să-mi iau o nouă provincie. Și acolo trebuie să o dezvolt ca să fac tot așa chestii economice de comerț, ca să fac mai mulți bani și în felul ăsta să strâng din ce în ce mai multă armată, tati, ca să fiu pregătit de represalii. Bun, dacă v-ați plăcut acest episod, apăsați butonul de like, dați seama și butonul subscribe, în următoare, am salutat!